Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din PUBG pe telefon. În acest episod o să jucăm noul mod Mini Zone. Nu l-am jucat, nu știu cum e, sunt curios cum este. Least space, more intensity, adică zona mai mică, bătaie mai multă. Sunt curios cum e, hai să-i dăm OK, îi dăm start. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați, zic asta pentru că mă ajută pe mine foarte mult și respect maxim băieților care apasă butonul de like. Mă ajută pe mine enorm de mult. Și dacă vă abonați, să nu uitați să apăsați pe clopoțel. Hai să vedem cum e și modul ăsta mini zone. Bănuiesc așa un pic cum e, adică zona e mai mică, bătaia e mai mare, am înțeles. Dar sunt curios așa să vedem cum merge treaba. În sfârșit mi-a dat și mie hainele mele. Oare sunt tot 100 de playeri? Oare sunt tot 100 de play? Băi, sunt curios care e modul vostru preferat din cei care joacă PUBG pe telefon, care vă place mai mult, War Mode, Mini Zone sau meciuri normale. Chiar sunt curios să-mi spuneți acolo într-un comentariu. Să văd și eu cine ce se joacă. În caz că vă întrebați ce emulator folosesc, folosesc emulatorul la Tencent. Îl puteți căuta pe Google, îl instalați, e foarte simplu. După părerea mea e cel mai bine optimizat și se vede cel mai frumos jocul pe emulatorul ăsta. Pe Nox sau pe BlueStack se vede oribil, pot să zic eu. Asta e părerea mea, nu? Mai fiecare cu părerea lui. Hai să vedem ce reușim să facem în meciul ăsta. Zona e mai micuță. Am înțeles, avionul ia pe două părți. Să nu-mi poc cinchi. Mai vin doi, cred. Nu știu cât vin, dar mai vin câțiva. Așa că o să vină. Mai sunt, o să fie distractiv. Nu prea merg butoanele. Nu știu de ce. Adică nu merg toate, dar nu știu de ce. Dacă știe cineva cum să rezolve chestia asta cu butoanele la Tencent, chiar sunt curios să-mi zică și mie cum rezolv și eu butoanele astea să meargă ca lumea. Pentru că nu merg cum trebuie și mă enervează. Deci uite, am apăsat pe F și l-a luat, ok. Sunetul la sărit are delay, frate. De asta m-am speriat eu. Până acum tot săream ca un spart și nu știam de ce. Credeam că e cineva în spatele meu. Mă enervează un pic chestia asta că îți dă armă gata încărcată. De ce? De ce îmi dă armă gata încărcată? Până iau de jos? Eu nu știu să încarc arma sau ce? Plus că îți dă 30 de gloanțe în armă și 30 de gloanțe ți le dăm plus. A, nu e ok. Ar fost mai ok să nu-ți dea arma încărcată ca să... Că merg butoanele, văd. O, că merg butoanele, ce am zis că nu merg. Mi s-a părut că nu merg. O, că merg. Pe H, iau redout-ul, da. Ce o să fac? O să joc AK-ul și cu SKS. Fuck, mai are jocul ăsta să-mi dea redot energizante, mă?
Înțeles. Am mai sărit aici în purcinchi, dar unde-i toată lumea? Ok, nu știu unde-i toată lumea. Mâinile în aer. Să sară în aer, București. Știți, o melodie aia de la Big Mafia. Cine știe să apuse buton de like. Noroc că eu mai fac și eu like-uri, că altfel. Vai de mama mea. Nu știu ce-am făcut. Ok, iar am scrat asta. Da, nu mai pot să-mi ieși mouse. What the fuck? Bă, iar astea, bă, astea, bă. Nu mai merge, bă. Nu, hai, te rog eu, mergi, boss. Nu știu pe ce să apăs să-mi fac astea, dacă e gata, lol. Pe ce am făcut, mă? Ba nu. Sau te pe ceva, dar... Nu știu, mă, băieți, am stricat tot aici. Trebuie să cătălui loc în loc mouse. Boss, nu merge cătălui, știi ce zic? De ce ești prost? Nu, ce am stricat tot. L-am făcut, nice. Dă-mi acolo înapoi. Joc spart. Nu știu cum dracu a ieșit, mi-au dispărut alea de pe ecran. Bine mă, când dau medkit în pana aia. Pe 0 îmi dau boost, pe 0 îmi dau boost. Hai că pierdem timpul, mai sunt 70 ceva live. Și eu care credeam că o să sară un po' kinky, că o să sară toată șatra benza aici. O să mă bag cu ei. O să rup. Da, de unde? Că șatra benza a sărit în altă parte. Și hai să dăm volumul la maxim ca să auzim pe inamici. Da, să știți că angle grip-ul e cel mai ok atașament pentru SKS. Așa că folosiți-l, mă, băieți. No, hai să-i căutăm pe ăștia, că nu înțeleg unde dracu se ascund toți. O să câștige Champions League. Asta mă enervează în PUBG pe telefon. Nu știu unde sară ăștia, frate, dacă zici că am PUBG pe PC. Cel puțin 6 player era aici. Ăla-i bot, cum am zis. Și joc se aude prea tare. Maje tu nuc, tușnic, sau cum îi zice l-o ăsta, tușnic. Mă, dar ce freză hippie am, frate, eu acum am văzut. Sunt boss. Să ne facem full boost.
Și să ne încerc găuzarul la pe el. Tujnic sau cum îl chema. E un kebab și ăsta. Nu o să iau carul. Nu o să-l iau. În caz de, dacă vă întrebați de ce, nu vreau. Ok. Mi-ajung 200 de glanți. Pentru că cu carul e foarte greu să-i nimerești în PUBG Mobile și mai bine trag un foc, 2-3 și mare că e SKS-ul. E mult mai easy. Nu, no, hai să vedem câte kill-uri reușim să facem. Îi dăm pe bătaie că nu se mai poate. Nu știu unde se ascunde toată lumea. În boscheți undeva. Deși un airdrop acolo. Da, mă veți că nu o să postez eu episodul ăsta. Eu o să fiu plecat la mare. Ca să știți că săptămâna asta nu o să fac live. De pe 4 până pe 12 nu o să fac live. Însă o să postez episoade zilnice. Așa că... Da, ne vedem după ce vin din concediu. Ce mă, unde-i toată lumea? M-a luptat o meci, frate, n-am dat de nimeni. Cum dracu să nu sară nimeni în pochinchi? Unde sunt toți? Mă plimb pe câmp pe aici, îmi pare, și nu trage nimeni în mine. Și parcă văd că iese unul și mă bate acum și îmi dă două înțe, asta am plecat în viață. Serios. Uzi, fra. Asta avea Uzi. Omul se duce la război cu Uzi. Trebuie să prind ceva crânaț. Uite-l pe lacul. Au. Ce șobolan? Bă, dar n-a vrut să explodeze mașina aia, pana aia. Nu era rău. Dacă eu buiam bucile ăla. Deci că dansează. Mai avem ce o pradă care trebuie să vină de aici. Da, o să mergem sus pe munte la Rosoc, uite-l. Da, exact. Juga fil. Să te pui pe burtă că nu te mai vede nimeni, boss. Deci tu când te pui pe burtă, devii invizibil în jocul ăsta. Să știi spont aici de la Pepsi. Dacă trage cineva în voi, pac, v-ați pus pe burtă, gata, nu vă mai vede. Invisibility activated.
Că tot zicea cineva care are cod în PUBG și se face invizibil. Da, tot așa se face, să se pune pe burtă, nu-l mai vede nimeni. Easy peasy lemon squeezy. Avem 5 kill-uri, am măcar 10 kill-uri să fac meciul ăsta. Măcar. Prea mai avem glanțe. Aș pușea acolo sus, dar cred că e ăla cu Dacia acolo sus. Cred că e șobolanul ăla cu Dacia în care am tras eu o grămadă. Cred, nu știu sigur. Uite, sar și de-abia peste secundă se aude sunetul la sărit. Nice. Nice. Că 22 în viață. Nu știu, nu se bată ăștia, serios. A, uite și-a lăsat trăbanța acolo. Care dracu da, mă, mine? E, vedeți și ăla, ăla, nu cred că i-a mers codul. Nu i-a intrat invizibilitatea lui ăla. Vă zic sigur, ăla nu i-a mers invizibilitatea, s-a pus pe burtă și nu s-a activat, trebuie să fii în iarbă, am uitat să vă zic. Trebuie să fiți în iarbă, că altfel nu merge. Adică așa mă gândesc, mă, dacă boții ăștia sunt programați să pună pe burtă când cineva trage în ei. Cred că așa e, nu? Sunteți voi de altă părere? Dacă da, scrieți într-un comentariu. Uite-i. Ăsta-i cronatul ăla care a tras în mine. Să-mi iau cover, că nu-i de joacă cu ăsta, am văzut că dă bine, băiat. Mhm. Cred că te-am penetrat, boss. Cred că i-a intrat ceva la ureche. O să fac și o viață aici, sus frumos, lejer, chill. 7 kill-uri, încă 7, încă 6 băieți. Încă 3 kill-uri, ca să facem 10 și sunt fericit. Ce mă dă mie înapoi și spart? Ok, n-are glanțe. Nice. Să ne facem viața. Încă 2 kill-uri, încă 2 kill-uri. Mai sunt 4 în viață. Zona încă e ok. Cum ziceam, cu carul până-l băteam pe ăla. What? Say what? Și
75 de glonți, sper să mi-ajungă. Cască 3, vestă 3. Rupem norma. Cum ar fi să rămân fără gloanțe, mă, băiți? Să mă bat cu unul, să rămân fără gloanțe. Sunt sigur că vreo 2 ar rode de mine. Cazul e sus acolo. Cred că am timp să mai dau un bus și merg să-l lutez și pe la repede sus de pe munte, poate mai găsesc și glanțul pe el. Hai, hai, cu boost-ul. O să stau cu SKS-ul în mână. Bă, deci nu știu când țin pe alții, se învârte atât de repede. Ok, trebuie să fie aici, uite, stai. Am timp să lutez. Am timp, am liniștit. Am glanțe de apă, n-are. Dar nu, ăsta e ăla, ăsta e ăla. Ok, deci nu iau glanțe. Bă, ia glanțe, bă, să te rog eu. Hai că am 104, nu știu, am prea multe ceva. Suntem în zonă. Bă, e ciudat sunetul. Ce sare, fra? Mai sări, mă, dacă mai poți. Vigenia ta. Lol. Am zis, mă, băi, vă puneți pe burtă, nu mai vede nimeni. Așa face și ăla, zăzăt? Deci ăla e pro player. Am câștigat, mă? Locul 1, 10 kg, lor, ăla mai era. Nice, mă, băieți, nice. Nu uitați să vă dați un de like, cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Ăsta e arcade solo mini zone. Unul din noile moduri. Cam ăsta a fost episodul. Până data viitoare, numai bine. Ciao, les, pa, pa.